În Psalmul 46, fiii lui Core, în versetul 10, inspirați de Duhul Sfânt, scrie: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Este nevoie uneori, frați și sorori, așa cum ne cere Dumnezeu, să ne oprim. Să ne oprim și să facem analiză, să analizăm viața noastră, să analizăm cum trăim. Este nevoie chiar și în cele materiale, uneori, să ne oprim, să facem planuri, să vedem ce am făcut bine, ce am făcut rău, să ne oprim, să plănuim ce vrem să facem, dar este bine și în cele spirituale. Dumnezeu spune: opriți-vă. În fiecare zi trebuie să trăiți după voia mea, dar din când în când este nevoie de o oprire efectivă, o oprire ca să stai și să te gândești la ceea ce spune Dumnezeu aici. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste pământ, eu stăpânesc peste toate, eu stăpânesc peste viața voastră, eu fac cu voi așa cum spune psalmistul, Dumnezeu este în cer și face ce vrea. De aceea e nevoie să ne oprim uneori. Iar apostolul Pavel aici spune: pe voi înși vă. Pe voi înși vă încercați-vă să vedeți dacă sunteți în credință.